Oameni buni, ne-am reîntors la Secretele Brașovului și dacă în prima parte am discutat despre afaceri și viața tumultoasă a afacerilor din Brașov, în cea de-a doua o să discutăm despre cu totul altceva și o să discutăm despre niște lucruri mai delicate, niște lucruri frumoase care țin până la urmă de o anume conduită, dar și despre dragoste, despre bucurie. Și am plăcerea să am alături de mine astăzi pe doamna profesor Steluța Pestrea Suciu. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Mărturisesc că e prima oară când v-am întâlnit, deși spuneați că sunteți mândră că, de faptul că sunteți profesoară și se și vede lucrul ăsta. Și că am discutat așa, v-am ascultat de fapt câteva minute înainte de emisiune și mărturisesc că m-ați captivat cu câteva povestioare și din asta aș vrea să, că suntem la Secretele Brașovului, să încercăm să le audă și cei care ne privesc acum și să înțeleagă foarte multe lucruri care sunt necunoscute și eu mărturisesc că nu le știam și sunt convins că sunt foarte mulți cei care ne privesc acum și care nu le cunosc. Și haideți să începem de la faptul că îmi spuneați că sunteți mândră că sunteți profesoară și aș vrea să mergeți puțin în amănuntul acestei mărturisiri. Este profesia pe care mi-am ales-o și când îți alegi o profesie, înseamnă că o iubești, îți place. Tradiția învățământului a existat în familia mea pentru că tatăl meu a fost profesor de latină și elină la liceul Andrei Șaguna. De fapt, el a și învățat la liceul Andrei Șaguna, pe urmă a fost profesor al liceului. Eu am continuat tradiția și eu am învățat la acest liceu. Și întotdeauna am spus așa, când îți alegi o profesie, trebuie să o respecti și să ți-o faci în așa fel încât să lași o urmă în ce realizezi. Eu cred că am lăsat o urmă. Acum, să ne înțelegem, întotdeauna sunt și eșecuri, și realizări, și bucurii, și necazuri. Nu poate să fie totul perfect. Dar, gândindu-mă acum în timp, cred că lucrurile frumoase pe care le-am făcut în învățământ și lucrurile frumoase, amintirile despre școlile pe unde am trecut, de colegi, de foști elevi care acum sunt foarte bine poziționați, sunt realizați, fie aici în țară, fie în străinătate. Da, mi-am iubit profesia și am vrut să o fac cu artă. Dar ar domnul să vă audă mulți, nu să vă audă, să vă înțeleagă ceea ce spuneți, mulți care acum profesează și sunt în mediul acesta, pentru că eu cred că e nevoie mai mult ca oricând și na, poate dumneavoastră sunteți clar mai în măsură să spuneți acest lucru, dar ăsta e lucru pe care îl simt eu la vis-a-vis de ce se întâmplă actualmente în învățământul românesc și nu mă refer la tot, la întreg, dar sunt zone unde e nevoie multă de așa ceva. Știți, noi probabil am fost o generație sau generații idealiste. Tinerii din ziua de astăzi poate au alte modele și sunt pragmatici. Nu știu cum e bine. Timpul va spune. Da, așa este. Știți ce, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră acum, realizam într-o discuție cu niște prieteni și luam, așa cum ați avut și dumneavoastră și eu am avut până la urmă poate o mică bucățică beneficiul ăsta de a trăi în era comunistă și în era postcomunistă, să spunem așa, care e asta mai pragmatică despre care spuneți dumneavoastră. Și îmi dădeam seama uitându-mă în urmă că timp de, nu știu, primii 16 ani, hai să zicem 20 de ani, am făcut parcă mai puține lucruri, dar rămân întipărite în minte și le țin minte cu drag pe multe dintre ele. Iar în următorii 20 și ceva de ani ai vieții am făcut, mi se pare, foarte multe lucruri. Dacă mă întrebați, nu știu să vă spun din ele mare lucru. Dar știți de ce? Timpul pe care l-am avut înainte, deci iau așa un prag, 1990, da?
în fine, o bună parte din activitatea mea mi-am desfășurat-o în perioada comunistă. Numai că, știți, eram foarte tineri, erau lipsuri mari, o duceam foarte greu, dar eram tineri și tot speram și aveam așa multe, multe idealuri și parcă timpul era mai așezat. Acum, vedeți, timpul trece foarte repede, toată lumea este într-o alergătură, agitație, să realizeze repede, repede și carieră, și familie, și mașină, și vilă. Ei, pe timpul nostru se punea mai mult problema unei familii și a carierei. Practic că din cauza asta există decalajul de care vorbeați dumneavoastră între realizările de atunci și ce fac acum generația dumneavoastră și a celor care vin după dumneavoastră. Da, eu niciodată nu am vrut să spun că pe timpul meu așa era. Și știți de ce? Pentru că și noi când eram tineri și greșeam, părinții noștri, bunicii ne spuneau la fel, ei, pe timpul nostru. Întotdeauna au fost generațiile care așa au privit. Și părinții și bunicii tot așa spuneau, înainte timpul era așezat, era să curgea morcom. Ei, voi, adică generația mea, sunteți așa apucați, grăbiți, nu aveți răbdare. Ei, acum și eu spun același lucru. Și probabil că și eu o să spun despre copiii mei același lucru. Exact. Întotdeauna sunt generațiile care trăiesc puțin ancorate în timpul lor. Și nu e rău și să privim viitorul cu optimism. Da. Haideți să trecem puțin în zona unei conferințe de presă pe care a susținut-o. Una foarte nouă, interesantă, frumoasă și care cred că a fost intitulată Brașov, orașul iubirii, poveștile artiștilor, poeți, prozatori, dramaturgi și actori. La Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov. Această conferință de presă aș vrea să o duceți puțin în zona cărții respectivă, în zona, nu știu, a unei zone mai dramaturgice, a unei zone, ceea ce știu că faceți. Să ne explicați puțin, pentru că foarte multă lume a fost surprinsă de ceea ce ați povestit acolo și de lucrurile pe care dumneavoastră le știți și, bineînțeles, să ne spuneți de unde le știți și cum le transmiteți. Da, aici sunt mai multe răspunsuri în întrebarea dumneavoastră. Biblioteca Județeană, și bine că face acest lucru, de nota 10 ce fac ei, au reluat, într-un fel, o tradiție a Brașovului interbelic. Atunci existau conferințele Astrei. Erau invitați intelectuali ai orașului, dar și personalități venite în general din București. A fost, în fine, Ion Minulescu, Rebreanu, Sadoveanu, Ionel Teodoreanu. Deci este o reluare, bineînțeles, cu noutățile de rigoare, ale acestei tradiții interbelice. Am fost și eu solicitată și, în fine, m-am gândit cam mult despre ce să vorbesc. Să fie ceva și atractiv. Cunoscând istoria culturală a orașului, m-am gândit că o astfel de temă ar fi binevenită. Și, în primul rând, e vorba de scriitori, aici pun și poeți și dramaturgi și, în fine, și prozatori, și de o actriță. O să revin la această idee. De unde știu lucrurile astea? Din cercetări de arhivă, din, în fine, citirea corespondenței lor, jurnalele lor, amintirile personale, dar și altora despre ei. Acum, să știți un lucru. Brașovul a acaparat întotdeauna. În primul rând, este așezat strategic, aproape de București.
ca să ajungi la Brașov, traversai Valea Prahovei, te oprești și la Sinaia, povești cu regi și cu regine. Dacă veneai dinspre Câmpul Lung, era Branu. Iată, un alt reper frumos al Brașovului. Pe de altă parte, atmosfera orașului încânta. O atmosferă liniștită, o climă plăcută, mulți intelectuali care se perindau prin oraș și nu numai în lunile de vară, dar și în lunile de iarnă, fiecare cu plăcerile lui, era șcheiul care atrăgea ulițe întortocheate, casele povârnite, așa cum le vedeți în lucrările lui Mironescu, pe care îl consider un poet al șcheiului. Deci toate aceste lucruri pe care vi le-am enumerat, dar și altele probabil, atrăgeau. Veneau, fie s-au așezat mulți dintre ei aici, în oraș, dar unii veneau doar în anumite plimbări sau pentru perioade scurte de timp. În general, Iașu este numit orașul iubirii, pentru că se face legătura cu, nu, Mihai Eminescu și Veronica Micle. Dar după ce am citit tot ce v-am enumerat, mi-am dat seama că și la Brașov s-au consumat iubiri. Unele știute, altele mai puțin știute. Despre unele s-a scris, despre altele încă nu. Și iată un subiect foarte interesant pentru o viitoare cercetare. Eu fac o paranteză acum. Numai printr-o cunoaștere temeinică a culturii orașului, a vieții intelectuale, pentru că eu în general mă refer la perioada interbelică, numai așa se poate face o lucrare într-adevăr de calitate. Că aici nu merge să ne gândim, nu, la lucruri ușoare, așa, numai pentru a face plăcere unui anumit public. Nu. Când este vorba de scritori, orice, de oameni de cultură, orice informație nouă este un dat pentru cunoașterea lui. Pe de altă parte, am vrut să scot acești scritori din paginile de istorie literară și se aduc mai aproape de noi. Pentru că acești oameni nu mai trăiau într-un turn de filde și cum credem noi. Erau, să știți, oameni foarte obișnuiți, care își trăiau bucuriile, tristețile, unii mai zgomotos, alții mai cu demnitate. Unii divorțau, aveau amante, de ce să nu recunoaștem? Să și bârfeau câteodată. Deci nimic din ce omenesc nu le era străin. E, aceasta a fost ideea conferinței, dar, pentru că totul s-a întâmplat la Brașov, am dorit să așez orașul pe scena aceasta a vieții sentimentale a celor câțiva intelectuali de care am vorbit și să fie fundalul acestei piese de teatru, să fie poate un personaj din umbră în care protagoniștii, nu? S-au iubit, s-au despărțit, au avut bucurii, au suferit, exact lucruri cât se poate de omenești. Dar să știți ceva, că atunci iubirea altfel era. Deci, definiția iubirii, nu o să apelez acum la dicționar, dar ei înțelegeau altfel iubirea. Era respectul pe care un bărbat îl acorda femeii iubite, oferea de ochii lumii, chiar dacă între ei câteodată mai bârfeau, între ghilimele. Și știți unde se simte bârfa? În jurnale. Pentru că
Niciunii dintre ei nu s-au gândit când și-au notat în jurnal, în fine, gândurile că poate va fi publicat. Dar, v-am spus, orice lucru despre mari creatori este binevenit. Și înțelegi și ca oameni. Îi aduci aproape de noi. Pentru că toți au trăit în perioada interbelică. Sau cum e, de exemplu, Alexandru Bogdan și Nora Lemeni, un cuplu tare frumos, tot așa, au fost, s-au iubit foarte mult. În fine, e vorba de perioada de la început de secol 20. Și bineînțeles că sunt și alte iubiri de care nu am vorbit pentru că nu am avut foarte mult timp. De exemplu, poeta Șchiului, Ecaterina Pitiș, îl iubea foarte mult pe fratele lui Goga, pe Eugen Goga. Sau dacă ne gândim că la mănăstirea Suzana, aici de lângă Brașov la Cheia, acolo stătea Veturia înainte de a se căsători cu Octavian Goga și el se ducea acolo, nu? Și o vedea, se plimbau într-o zonă, într-adevăr, care predispune la poezie. Deci, acestea ar fi motivele pentru care am ales acest subiect al conferinței și sursele pe care le-am avut, cercetările mele și multă, multă lectură. Pe de altă parte, am citit și am cunoscut bine opera lor. Și știți de ce? Pentru că am vrut să văd viața sentimentală, acest segment petrecut la Brașov, că alții au mai avut și alte iubiri, să nu credeți că au fost iubirile unice, poate la Alexandru Bogdan, dar aici o să fac o mică paranteză, chiar acum o fac. Alexandru Bogdan, într-adevăr, a iubit-o pe Nora Lemeni și Nora Lemeni a fost marea, în fine, marea lui dragoste. El a fost bărbatul unei singure iubiri. Acum, oricâte calități ar fi avut Alexandru Bogdan, că a fost o personalitate, să știți, a murit la 33 de ani. Deci n-a putut să-și desăvârșească ce a început. Familia Norei Lemeni era o cunoscută familie a Transilvaniei. Mama ei, Eleonora Dürr, care făcea parte dintr-o familie cu rădăcini adânci, nu a fost de acord. Și atunci ea s-a căsătorit cu altcineva. El a plecat pe front în 1914 și a murit. A fost prima victimă, vă spun cum e dat în cărți, este prima victimă în acest război dată de Brașov. E primul erou, de fapt, dat de Brașov în primul război mondial. El moare la Șumina, în Galiția, și îngropat într-o groapă comună. Și întotdeauna am zis așa că parcă gândul mă duce la apostol Bologa din romanul lui Rebreanu. Ceilalți este și normal, că au iubit, au avut și alte iubiri. Dar mie mi-a plăcut să vorbesc despre Brașov și iubirile care s-au consumat aici, în orașul nostru. Dumneavoastră nu sunteți la prima, să spunem, ispravă de acest gen. Una din cărțile foarte frumoase, Străzi, case, oameni din Brașov, în 2011. Parcă așa, am uitat, de mai a trecut parcă timpul. 2011, parcă. Este iară un volum care relevă niște lucruri foarte frumoase și interesante din Brașov și cu toate că chiar mă uitam când citeam despre bibliografia dumneavoastră că sunteți născută, nu sunteți născută în Brașov, sunteți născută în Hunedoara. Da, la Brad. La Brad. Da. Și ați făcut facultatea la București. Da, da. Și ați ajuns la Brașov. Da. Și iată că cineva care spune că, uite, unul ca mine, spre exemplu, care e născut la Brașov, trebuie să fie îndrăgostit de Brașov, de ce se întâmplă. Iată că nu e chiar așa. Dumneavoastră ați redactat și ați spus niște lucruri, cu toate că
facultate la București, născută în Brad și venită la Brașov. Acum, să vă spun ceva, da, m-am născut la Brad, pentru că tatăl meu, brașovean, șcheian, familii de-astea cu tradiție în șchei, în fine, bătrânii din familie au fost și negustori care au dat bani pentru liceul Șaguna. Tatăl meu atunci a fost profesor la liceul Avram Iancu din Brad. Eu întotdeauna spun că e puiul mai mic al Șagunei, pentru că tot Andrei Șaguna a construit acel liceu. E, pe urmă, acolo ne-am stat foarte puțin, vreo 3 ani. Pe urmă, tata a venit în orașul natal și a venit profesor la liceul pe care îl absolvise. Deci, o școală am făcut-o în Brașov, sunt legată de Brașov, cunosc oamenii, în fine, tradițiile orașului. Și, în fine, facultatea e și normal, că atunci nu erau facultăți decât la Cluj, Iași și București, de filologie. Astea erau centrele. Am făcut-o la București, că era cel mai aproape de Brașov. Și v-ați întors în Brașov. Da, bineînțeles, bineînțeles. Ca să mergem puțin apropo de partea asta cu Brașovul, cum vedeți Brașovul acum față de, nu știu, zile copilăriei? În primul rând, întotdeauna copilăria îmbracă orice lucru într-o aură. Și la maturitate vorbești prin această prismă. Era orașul după război. Brașov a fost bombardat. Ți-mi minte că la tractorul se vedea urmele bombelor. Spre Steagul Roșu, la fel. Acum orașul are altă personalitate, este și normal. Eu trăiesc cu nostalgia Brașovului meu, pe care, orașul pe care îl iubesc, în care am crescut, în care m-am format, în care am avut modele, în care a trăit familia mea, în care am prietenii, nu? Așa. E, acum este un alt oraș. Nu vreau să intru în amănunte să vă spun că îmi place sau nu îmi place. Nu, sunt alții care trebuie să se ocupe de fațada orașului. Dar ce e vechi trebuie să fie păstrat și pus în evidență deștept. Asta ar fi ultima întrebare, pentru că mai avem mai 2 minute. Și chiar mi-a zidicat mingea la fileu, pentru că foarte interesant asta ar fi fost ideea. Cum ar putea fi pus deștept Brașovul în evidență? Și m-aș referi aici strict la zona culturală, haideți să mergem. Că până la urmă sunteți o doamnă de cultură, în primul rând. Știți, nu prea îmi place mie să am păreri vis-a-vis de acest lucru și să vă spun de ce. Sunt oameni care se ocupă cu așa ceva. Și probabil că ei știu ce fac, că nu întotdeauna iese cum vor. Asta nu depinde poate numai de ei, există și de, e și o conjunctură, dar eu am speranța că Brașovul își va recăpăta strălucirea așa pe care o am eu în suflet, Brașovul meu de altă dată. Foarte frumos spus. Doamna profesoară, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secretele Brașovului. Sper că, și cine știe, poate că această conferință de presă pe care ați făcut-o cu aceste povești, să le revedem cumva și într-un cadru ca să poată să beneficieze, să afle și mai multă lume de ceea ce ați studiat dumneavoastră și ce ați aflat. Nu știu cum, nu spun, o să vedem, cine știe. Și eu vă aștept cu mare drag și altă dată, pentru că întotdeauna cred că este foarte important să vorbim la prezent despre ce a fost în trecut, ca să știm ce ne așteaptă în viitor. Aveți perfectă dreptate și eu sper, în fine, că într-adevăr la Brașov se vor întâmpla lucruri minunate. E păcat să nu fie așa.
Așa să fie. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Oameni buni, atâta pentru astăzi la Secrete. Să ne revedem sănătoși săptămâna viitoare. La revedere!